Oradea stă pe un zăcământ de apă geotermală. Exploatarea acestei resurse se va face simplu și eficient, spun specialiștii. Primul obiect se referă la partea de rețele termice primare, care practic vor injecta energia termică în mini-modulele care vor fi instalate în fiecare scară de bloc. Temperatura 74-75 de grade. Acesta e doar începutul implementării unui sistem la scară mai largă a unei structuri inovative în oraș. Proiectul geotermal va contribui semnificativ la independența energetică a orașului. Lucrările începute acum vor fi gata peste 2 ani și costă 20 de milioane de euro. Pornim practic lucrările la acest proiect, un proiect care va crește aportul de apă geotermală în sistemul de termoficare al municipiului Oradea. Odată finalizat proiectul, aproape 14.000 de orădeni din peste 6.000 de apartamente se vor încălzi cu ajutorul apei geotermale. Este un lucru deosebit de bun, pentru faptul că se folosește tot ce există bun în orașul nostru, la factură. Eu cred că o să fie mult mai mică ca și celelalte. Ar fi foarte bun, că mă gândesc că va fi mai ieftin. Aflat la Oradea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a făcut un anunț important pentru administrațiile locale și județene. Lansăm un apel de proiecte care este destinat numai primăriilor și consiliilor județene, prin care îi încurajăm să utilizeze energia verde, îi încurajăm să obțină energie termică și electrică folosind resurse regenerabile. Administrația locală din Oradea și-a propus să dezvolte și alte proiecte pentru exploatarea apei geotermale. Asta pentru că se dorește ca jumătate din sistemul de termoficare oradean să folosească apă geotermală.